10 dezastre ce se vor întâmpla foarte curând. 10. Cel mare. Cu tremurele de pe coasta de vest a Americii sunt destul de comune, dar sunt diferențe enorme într-o mică zdruncinătură a pământului și un eveniment seismic destul de puternic care zdruncine orașele mari din rădăcini. Cu toate acestea, la orizont a mai apărut ceva ce ar putea duce la o distrugere fără precedent, și anume The Big One, cel mare. Potrivit unui articol din anul 2006 al lui Yuri Fialco, în revista Nature, falia din San Andreas este predispusă unui cutremur de proporții istorice, literalmente. Rupturile au avut loc la aproximativ fiecare 100 de ani, iar partea nordică și centrală a faliei nu a mai avut nicio activitate din anul 1857 respectiv 1906. Însă au trecut mai mult de 250 de ani de când porțiunea sudică a faliei din San Andreas a avut orice activitate seismică decât într-o căsătorie care merge prost. Este prezis un cutremur la o magnitudine de 7,8 pe scara Richter în acea zonă, iar acest eveniment catastrofic întârziat ar putea provoca decesul a aproximativ 2000 de persoane în California și daune materiale în valoare de 200 de miliarde de dolari. Chiar mai rău este faptul că recentele cutremure mici din California produse de această falie au arătat cât de nepregătite sunt autoritățile locale pentru un eveniment mai mare și catastrofal. Majoritatea oamenilor din regiune nu au provizii de urgență și doar aproximativ 20% dintre aceștia au asigurări pe bunuri. 9. Centrala Nucleară din Metamor, un oraș din Armenia. Energia nucleară reprezintă o parte vitală a vieții moderne pentru oamenii din întreaga lume, însă vine împreună cu un risc uriaș greu de gestionat. Acest risc despre care vorbim a fost foarte bine vizibil în Ucraina, în timpul crizei de la Cernobâl, care a arătat lumii cât de amenințător ar putea fi un eșec la o centrală nucleară dar este mai puțin cunoscut pericolul pe care îl reprezintă instalația nucleară de la Mor din Armenia. Deși nu este același model de centrală nucleară ca cel de la Chernobyl, Mor folosește de fapt cel mai vechi design nuclear pentru a produce energie electrică. Unitatea în sine a fost creată de Uniunea Sovietică și este singura din afara Rusiei care încă este în funcțiune. Însă ceea ce o face atât de periculoasă este faptul că se află într-una dintre zonele cele mai active seismic de pe planeta noastră. Asta înseamnă că un cutremur destul de puternic în apropierea centralei nucleare ar putea provoca un accident foarte grav la nivel global având în vedere că se află la doar 36 de kilometri de capitala statului armen, Yerevan, unde locuiesc peste un milion de oameni, un accident nuclear ar însemna decesul a foarte mulți. Planurile pentru înlocuirea centralei nucleare cu una mai puțin periculoasă sunt în desfășurare, însă acest lucru este foarte greu de realizat pentru că acea centrală nucleară furnizează 40% din totalul de energie al țării. Ca atare, nu poate fi scoasă din uz decât atunci când noul proiect este finalizat și gata să înlocuiască vechea instalație nucleară. 8. Prăbușirea barajului. În ciuda faptului că distrugerea unui baraj este planul cel mai des abordat de către răufăcătorii filmelor de acțiune de la Hollywood, acest eveniment catastrofal nu este doar o fantasmă demnă de filme. Există de fapt un risc foarte ridicat ca digurile din întreaga lume să eșueze și să lase mii de oameni fără locuințe în urma inundațiilor provocate de apele ținute în frâu de acestea. În momentul de față pe planeta noastră sunt o mulțime de baraje construite înainte de 1900, care au fost construite pe baza unor standarde mai mici de protecție și cu o tehnologie mai puțin dezvoltată în privința siguranței oamenilor. De exemplu, știm că majoritatea acestor baraje sunt concepute pentru a face față unei inundații mari odată la 100 de ani. Ei bine, aceste inundații așa zise mari se produc în întreaga lume în medie odată la 5 ani. Nu o să vă plictisesc cu motivele producerii acestor evenimente catastrofale, dar la nivel global au fost până la 40 de prăbușiri începând cu anul 2000 ale barajelor construite acum 100 de ani. În urma acestor evenimente au murit sute de oameni. Cel mai recent a fost chiar în anul 2019 în orașul britanic Whaley Bridge, care a trebuit să fie evacuat după ce inundațiile au distrus mare parte din oraș. Având în vedere că inundațiile periculoase se petrec deja de patru ori mai des decât în 1980, riscul producerii unor astfel de evenimente catastrofale în viitor va continua să crească, iar la fel și numărul victimelor. 7. Epidemiile bolilor la nivel global În cazul în care nu ați observat deja, ființele umane sunt destul de fragile, tot felul de afecțiuni medicale ne pot ucide, de la o înțepătură minoră până la o răceală banală. Lumea este foarte vulnerabilă la devastările care pot avea loc în urma unor epidemii globale. Potrivit unui profesor universitar din Boston, o boală transmisă prin aer ar putea afecta 25.000 de persoane într-o săptămână, 700.000 într-o lună și 300 de milioane de oameni odată la 6 luni, iar toate astea într-un singur mediu urban. Pionierul tehnologiei Bill Gates estimează că o epidemie catastrofală la nivel global va avea șanse mai mari de 50% să aibă loc în timpul vieții sale. Potrivit profesorului Quick, acest lucru este mult mai plauzibil decât ar trebui să fie în secolul nostru, din cauza fricii de boală, complezenței personale și mai ales datorită intereselor financiare ale fiecăruia. De exemplu, există mai multe modalități utile pentru a cheltui banii guvernamental decât pentru a preveni o epidemie care s-ar putea întâmpla sau nu. Desigur că asta face și mai posibil o boală la nivel global, iar acest lucru este în mare parte valabil, mai ales pentru că oamenii cu posibilități financiare limitate sunt victimele cele mai posibile și nu își permit imunizarea împotriva unei epidemii. 6. Prăbușirea unui bloc uriaș este destul de corect să spunem că metodele de construcție din prezent sunt mult mai avansate decât cele din trecut, dar asta nu înseamnă că toate pericolele arhitecturale, care datează de câteva decenii, s-au redus la zero. Să luăm drept exemplu Marea Britanie. După ce un bloc de apartamente s-a prăbușit și a ajuns pe prima pagina a ziarelor, datorită unui număr mare de decese, un audit independent a constatat faptul că aproximativ 600 de clădiri înalte cu un număr de 41.000 de apartamente erau și încă sunt în prezent în aceea situație periculoasă de defecțiune structurală. Asta din cauza unei metode de construcție proastă folosită între anii 1960 și 1970, numită sistem de panouri mari, panouri care în prezent s-au degradat până la punctul în care rezidenții apartamentelor pot literalmente vedea prin crepăturile pereților. Dacă numai unul dintre aceste apartamente ar fi supus unui incendiu sau o explozie a gazelor, există un nivel extrem de ridicat ca întreaga clădire să se prăbușească. Tocmai acest lucru s-a întâmplat în anul 1968, când o explozie provocată de gaze a avut loc și a distrus 25% dintr-un bloc de apartamente. Apropo, industria imobiliară reprezintă cea de-a cincea putere economică a lumii, însă cu toate astea există zeci de mii de apartamente la doar o scânteie distanță de o catastrofă de proporții uriașe. Imaginați-vă cât de rău poate fi în unele orașe din lume cu o economie mai puțin dezvoltată decât cele din Marea Britanie. De blocurile noi din București nici măcar nu o să vorbim. 5. Bomba cu ceas demografică Am o veste bună și una rea pentru voi. Vestea bună este că speranța la o viață mai lungă este cea mai mare din istoria omenirii, însă vestea proastă este că se nasc tot mai puțin copii. Acest fenomen se numește bombă cu ceas demografică, iar foarte multe țări dezvoltate vor ajunge într-un punct în care pur și simplu nu vor mai exista suficient de mulți oameni capabili să îngrijească oamenii bătrâni sau infimi. Acest lucru se traduce prin decesul a foarte mulți oameni în vârstă înainte de timpul lor. Japonia este cel mai bun exemplu, cu o medie a persoanelor tinere în scădere și cu o populație generală bătrână. În anul 2000, 1,5% din țară era reprezentată de persoanele cu peste 85 de ani. Până în 2070, acest procent va crește până la valoarea de 9% sau aproximativ 8,1 milioane de oameni de vârsta a treia. Același lucru este valabil și pentru America, a cărei natalitate a scăzut de la 2,12% la 1,76% în ultimii 10 ani, iar vârsta medie a părinților atunci când concep un copil este de 32 de ani. Un alt exemplu este Finlanda, unde există mai multe decese decât nașteri anual, iar decalajul se mărește în fiecare an, deci mai bine am începe să dezvoltăm inteligența artificială cât mai repede și să ne ajute cu diferite sarcini. 4. Recesiunea globală Cine poate uita anul 2008, an în care lumea a suferit cel mai mare colaps financiar cunoscut de om? Acest accident a înrăutățit considerabil condițiile de viață la nivel global și, deși poate nu credeți, a dus la milioane de decese datorate înfometării, reducerilor medicale și a Problema este că, în prezent, analiticii economiei globale au prezis o altă criză economică pentru anul 2020. Acest lucru este în mare parte cauzat de războiul comercial continuu dintre China și America, care face piața burselor să se clatine din temelie. În plus, dacă semnele de conflict dintre SUA și Iran nu încetează și în cele din urmă izbucnește războiul, șocul rezultat în urma creșterii prețurilor petrolului din SUA ar putea prăbuși întreaga economie americană. Potrivit economistei Grace Blakely, China poate risca să-și distrugă propria bule economică deoarece conducătorul actual Xi Jinping a provocat o creștere temporară instabilă a traiului pentru a satisface clasa de mijloc a oamenilor din China. Având în vedere toate cele spuse până acum, dacă cele mai mari două puteri economice din lume se scufundă, cu siguranță efectele economice vor fi resimțite de fiecare persoană de pe pământ. Mai bine începeți să achiziționați lucrurile cele mai folositoare încă de pe acum, pentru că o să aveți nevoie de ele în cazul în care predicțiile marilor economiști ai erei noastre sunt corecte. 3. Prăbușirea podului. Poate ați observat că o mulțime de lucruri pe care le folosim de zi cu zi în viața publică sunt destul de proaste în ceea ce privește uzura lor. Asta înseamnă că trăim o viață zilnică destul de precară când vine vorba de porturi navale, căi ferate, șosele, aeroporturi, baraje, mai ales noi românii. În ultimii ani omenirea a văzut câteva cazuri neașteptate în care diferite poduri care păreau destul de stabile s-au prăbușit. Unii susțin că aceste cazuri sunt destul de izolate pentru a nu ridica prea multe pericole la nivel global, pe când alții resping dovezile care sugerează că aceste evenimente triste pot avea loc în viitorul apropiat. De exemplu, numai în America sunt peste 54.000 de poduri care au o deficiență structurală. Asta înseamnă 9% din toate podurile statelor care alcătuiesc Republica Constituțională Federală America. Problema este că o să dureze 37 de ani pentru repararea sau înlocuirea completă a podurilor deficitare, dacă luăm în considerare ritmul cu care se lucrează în prezent. Chiar mai rău, în urma cercetărilor din 2017 de la Universitatea Stanford, s-a descoperit că metodele de evaluare a structurii podurilor subestimează riscul real pe care îl reprezintă acestea. Deci, practic, există o mulțime de poduri cu deficient structural mare și probabil că sunt mult mai periculoase decât ni se relatează în urma controalelor. 2. Atacuri cibernetice catastrofale În zilele noastre, războiul a evoluat până la punctul în care atacurile fizice nu au nicio justificare. Tacticile complexe web de atac care includ spațiul cibernetic sunt mult mai eficiente. Ca atare, utilizarea hackingului și spionajului cibernetic va deveni o amenințare din ce în ce mai mare de-a lungul timpului. Potrivit directorului Serviciilor Naționale de Informații, acest lucru pune o presiune foarte mare, în special pe America, deoarece Rusia și China dezvoltă diferite capacități cibernetice pentru a putea efectua astfel de atacuri. Un raport din 2019 susține că Moscova dorește punerea în scenă unor atacuri cibernetice care să îi permită să perturbe sau să deterioreze infrastructura civilă și militară în timpul unei crize naționale. Rusia a demonstrat deja că are capacitatea de a face acest lucru în anul 2015 în Ucraina. În afară de aceste amenințări, am văzut cum virusul WannaCry, susținut de Corea de Nord în anul 2017, produce ravagii în sistemul de operare Windows la nivel global, inclusiv mari părți ale sistemului informatic NHS din Marea Britanie. În afară de securitatea națională, Forumul Economic Național a confirmat faptul că atacurile cibernetice reprezintă cel mai mare pericol pentru afacerile mari ale secolului nostru, dar și pentru societate în general. Așadar, indiferent dacă este vorba de un stat rău intenționat de fraudă cibernetică organizată sau de hacker singuratici, există o adevărată amenințare cu un potențial masiv de distrugere care nu poate fi anihilată de către sistemele de protecție din prezent. 1. Atacul prin impulsuri electromagnetice. În zilele liniștite din timpul războiului rece, anihilarea nucleară era mereu aproape prezentă în viețile oamenilor, dar, înaintând cu rapiditate în prezent, există o amenințare la fel de periculoasă care nu are nicio legătură cu un atac nuclear. Vorbim despre atacurile prin impulsuri electromagnetice, prescurtate și MP. Cu alte cuvinte, o explozie de energie electromagnetică care este capabilă să paralizeze rețelele electrice și diferite infrastructuri de apărare națională. Spre deosebire de bombele nucleare care necesită foarte mult timp și utilizarea multor resurse pentru fabricarea lor, atacurile MP sunt cel puțin la fel de periculoase și mult mai ușor de realizat. Într-un raport al Comisiei Impulsurilor Electromagnetice din 2008 care subliniază severitatea amenințării unui astfel de atac, au existat mai mult de 100 de recomandări făcute de către Congres cu privire la diferite modalități de consolidare a vulnerabilității serviciilor electrice. Dacă nu se iau aceste măsuri de protecție preventive, președintele Comisiei MP a afirmat faptul că atacurile prin impulsuri electromagnetice reprezintă cea mai mare amenințare pentru civilizația modernă. Cred că puteți ghici câte dintre aceste măsuri de protecție au fost implementate până în anul 2015. Exact, zero. În urma acestor răspunsuri a fost necesar să se formeze o a doua comisie pentru a pune presiune asupra statelor indiferente. De exemplu, în momentul de față, Corea de Nord poate lansa un atac folosind impulsuri electromagnetice și sunt foarte puține țări care pot contracara o asemenea ofensivă. Datorită sistemului totalitar și conducătorilor statului corean, acesta este ultimul loc de pe planetă de unde ne-am dorit un astfel de atac. Voi ce credeți? Care scenariu dintre toate cele enumerate mai sus se poate întâmpla în viitorul apropiat? Puteți răspunde în rubrica de comentarii. Acesta a fost videoclipul meu, dacă v-a plăcut nu ezitați să vă abonați. Mi-am creat și un cont de Patreon unde deja mă susțin câțiva oameni cărora aș dori să le mulțumesc din suflet. Aveți un link în descriere dacă sunteți interesați. De asemenea, mai jos găsiți și conturile mele de Instagram. Hai cu un follow și acolo! O zi superbă vă doresc tuturor!